Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Între Plus și Minus, ediția săptămânală a acestei emisiuni, împreună cu domnul Dragoș Danubianu. Bun găsit, domnule Danubianu. Salut. Patru subiecte am ales, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră. Vom vorbi în această emisiune despre faptul că, potrivit unei declarații a edilului municipiului Suceava, Ion Lungu, la Suceava va fi construit un bloc verde. Despre ce este vorba vedem imediat, după ce urmărim, bineînțeles, și declarația primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, în acest sens. Vom vorbi totodată și despre expertize repetate la blocul explodat. Declarația lui Ion Lungu a fost făcută în săptămâna la conferința de presă a domniei sale. În cadrul acestei emisiuni vom vorbi și despre faptul că la finalul săptămânii trecute s-au întâmplat câteva lucruri demne de luat în seamă în rândul PSD Suceava, și anume, pe de o parte, este vorba despre o decizie luată vineri de biroul permanent județean în ceea ce privește președinția organizației municipale PSD Rădăuți Nistor Tătar și excluderea domniei și suspendarea domniei sale din toate funcțiile din partid. Suspendare, nu excludere, pentru că asta presupune și altceva. Vorbim imediat despre ce este vorba. Pe de altă parte, a doua zi, sâmbătă, a venit președintele Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu, împreună cu oameni din staful de conducere la nivel național. S-au discutat lucruri importante, spun unii, pentru mass media a fost realmente apă de ploaie. Iar subiectul al patrulea, intrăm în detalii ca de obicei, iar subiectul al patrulea este cel referitor la faptul că în educație sunt proteste mari, oamenii doresc măriri de salariu. Vedem și de acolo un video și îl vom comenta. Până una alta, haideți să vedem împreună declarația primarului Ion Lungu referitoare la blocul verde de la Suceava și ne întoarcem pentru a comenta firește pendelete. Și sigur s-a adus în discuție un lucru destul de interesant. Ne dorim să facem fațade cu plante naturale verzi. Aici apare o problemă care eu ca primar mi-o asum și sper să o asumim și Consiliul Local, sigur că aceste cheltuieli sunt neeligibile dacă discutăm de PNRR și noi acolo avem 61 de milioane de lei proiecte de valoare totală a proiectelor din zona centrală. Eu zic că și primăria mai poate pune 1-2 milioane de euro în așa fel încât să putem face aceste blocuri civilizat, așa cum sunt în alte locuri din țară, gen Craiova sau în lumea civilizată. Deci este vorba de plante verzi care rezistă la o temperatură de minus 20 de grade, plante speciale, tehnologii speciale, cu aeraj între fațadă și aceste plante să nu fie mucegai. Și sigur am scos aici, am listat, o să vă dau și pe WhatsApp un model de ce ar putea să fie ca idee, bineînțeles. În cursul zilei de pe data de 17 am decis să ne întâlnim din nou cu arhitecții, cu proiectanții, cu specialiști din primărie, cu reprezentanții asociațiilor proprietari. Trebuie să-și dea dumneavoastră acordul să promovăm acest proiect. Mi se pare un proiect interesant și eu zic că trebuie să ținem la el, mai ales în zona centrală, să arate ca un oraș european, un oraș verde. Avem nevoie și de acordul asociației proprietari. Tocmai de aceea am spus că primăria va suporta această diferență de sume neeligibile, că dacă o să mergem la asociații de proprietari, cu siguranță o spună că n-au bani și proiectul se blochează. Dar eu zic că merită toți banii pe românești, dar este un exemplu să putem face aceste fațade din plante naturale. Domnule Danubianu, primarul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, i-a cam luat fața, de fapt, primarului din Fălticeni, unde, construind acesta la Fălticeni o grădiniță verde, a spus că și la Suceava vom avea o grădiniță verde, Bașca, vom avea și un bloc verde. Acum, modelele sunt multiple în lume, să rămânem sceptici sau nu? Eu nu pot să iau în serios tot ceea ce spune domnul Lungu în aceste conferințe de presă verzi din fiecare miercuri verde. Deci era joia verde. Că vinerea verde tocmai se visese. Verde s-a dus. Deci ne-am obișnuit că totul să fie verde. Autobuzele sunt verzi, e vinerea verde când se circulă mocăială pe autobuze spre disperarea șoferilor care
am auzit că n-ar fi plătit, dar mă îndoiesc că e așa. Mă rog, și totul este verde. E verde și centrala aia din vale care arde, nu numai Rumegușa, arde și copaci verzi și totul e verde. Mulți cu mintea prea verde la conducerea administrației locale. Bun. Acum, primul lucru care mă uimește este că în acest oraș care arată execrabil, există o comisie de estetică în urbanism. Serios? Există așa comisie? Păi așa anunțat că domnul primar Lungu, când a pus la cale anunțarea publică a acestor blocuri, reabilitarea acestor blocuri din zona centrală pe PNRR, cu varianta verde, da, așa, s-a consultat cu Comisia de Estetică în Urbanism, știi? Nu știu când a apărut această comisie, dar cred că dacă a apărut recent. Este o comisie de urbanism care ce are o subcomisie de estetică? Nu știu, nu știu în ce constă Comisia de Estetică în Urbanism, dar oricum rezultatele, din păcate, se văd că nu există, știi? Adică poate de inestetică în urbanism, dacă e vorba să ne uităm la modul în care arată municipiul Suceava, în care s-a dezvoltat, și predicția nu e cu nimic mai bună. Bun, acum, sigur că așa, dacă te duci și cauți pe internet, găsești tot felul de variante, de clădiri care au acoperiș activ verde, chiar verde, și găsești în anumite locuri destul de puține și astfel de construcții care, pe lângă sistemul lor de izolație, au un sistem special care să permită dezvoltarea unor plante verzi, un sistem foarte scump, pentru că nu este ca pe vremuri când se punea iedere pe casă și făceau igrasie de numai. Sau pătrunjel în în balcon. De borcane. Da. Așa, nu. Este un sistem complicat. Acum și plantele alea nu sunt chiar ieftine, pentru că trebuie să fie verde și iarna, știi? Și dacă ni s-a spus că rezistă până la minus 20, în Suceava sunt și mai mult. Deci va fi din când în când nevoie să le regenerezi. Dar una peste alta, niște bani, eu moft, niște bani care vin dintr-o zonă neeligibilă, deci sunt bani pentru care primăria va trebui să se scobească în desagă și va scoate destul de mulți bani. Și nu am convingerea că după ce vom avea în zona aia centrală soluția asta cu verde, cu fațade verzi, așa, zona va arăta mai bine. Nu, e o chestie, dar vezi că ne aflăm mereu în situația asta în care domnul Lungu vine și apare, dă el soluția și zice, m-am consultat cu specialiștii de acolo, de dincolo, de așa, și asta e soluția, știi? Da. Da, mă rog, acum trebuie să faci conferințe de presă în fiecare miercuri, trebuie să găsești subiecte, nu? Unul dintre ele a fost ăsta cu viitoarele blocuri reabilitate pe PNRR, în zona centrală, care oricum arată sinistru. Deci îți dai seama, probabil că se vrea a se echilibra zona aia în care s-a pus un fel de marmură sintetică sau ce s-a pus importată prin firma lui Videanu, care a început să crape deja. Deci zona aia care arată a cavou. Firma sau marmură? Nu, marmura asta sintetică sau ce o fi cu care s-a pavat excesiv toată zona centrală, așa zisul pietonal, nu? Arată deja foarte obosit, numai marmură nu era. Dumneavoastră ați observat că în centru există tot mai puțină lume care se plimbă din cauza faptului că parcările sunt cum sunt, iar orașul e sufocat? Ați observat normal, că centrul este ce mai, deci cel mai evitat? Centrul loc? Este mort. De unde centrul, într-o orice comunitate, este un loc unde este forfotă, unde sunt nu știu câte terase, unde sunt magazine. La noi au venit bănci și jocuri de alea. Cu zlot. Cu slot, da. Deci e dramat. Păi n-ai ce să faci în centru. Mai iese unii din zonă cu copiii care se dau cu trotineta sau cu bicicleta pe zonă. În loc de zlotăreală se mai duc, da, încă n-au ajuns. Stau la rând la fast-food-ul ăla, da, așa, și blochează drumul încă principal. Încă copiii mici n-ajung să tragă de manetă Doamne la slot. Ferește. Da, da.
Da, asta e, deci centrul în Suceava, centrul nu există, asta este o mare problemă, ea vine mai de mult din momentul în care toate clădirile acelea care erau foarte interesante, chiar dacă se aflau într-o stare insalubră la un moment, au fost demolate. S-au făcut niște blocuri care arată mai rău deja decât arătau alea, dar alea dacă ar fi fost renovate și nu era foarte mare lucru, ar fi putut să dea o bucată de suflet de centru vechi. Noi nu avem centru vechi. Am mai făcut și pietonalul ăla care e numai dale și așa, unde nu găsești nimic, unde nu sunt nici magazine, nu sunt nici alea, și atunci la ce să te duci în centru? E normal. Deci un oraș fără suflet, asta a devenit Suceava. Și acum chestia asta cu reabilitarea clădirilor, a mai fost o tentativă când li s-au pus pseudo-acoperișuri, că ele nu sunt acoperișuri, s-au pus niște așa, niște măști, de niște fapt. Benere. Niște benere. Da, niște măști care dădeau impresia că acolo e pot sau nu știu ce. În sine, problema este destul de greu de rezolvat, dar, na, dacă ăștia din Comisia de Estetică în Urbanism i-au dat ok domnului primar, sunt convins că se va întâmpla ca și cu roata panoramică, deci se va face până la urmă, într-un viitor mai puțin mai depărtat sau mai puțin depărtat. Haideți să urmăm acum și materialul referitor la expertiza la blocul explodat și ne întoarcem. Expertiza tehnică comandată de administrația locală pentru evaluarea blocului de locuințe numărul 139 de pe strada Rarău numărul 4 din municipiul Suceava, unde a avut loc o explozie în luna decembrie anului trecut, a fost finalizată. Primarul Ion Lungu a declarat miercuri într-o conferință de presă că pentru tronsonul cel mai afectat, scara E, unde a avut loc explozia, experții au propus două soluții: reabilitarea cu intervenții punctuale pe fiecare nivel sau demolarea. În ceea ce privește cel de-al doilea tronson afectat doar în zona peretelui comun din partea dreaptă, locatarii pot reveni în apartamentele lor. Pe partea afectată sunt necesare lucrări de refacere. Expertul spune că la a doua scară, în partea stângă, oamenii se pot muta, a mai declarat primarul. Documentația va fi transmisă și către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspecția de Stat în Construcții și vor avea loc discuții cu proprietarii apartamentelor din blocul numărul 139 asupra expertizei. În plus, în Consiliul Local va fi supusă dezbaterii și aprobării propunerea ca din bugetul municipalității să fie finanțat un studiu de fezabilitate care să arate care sunt costurile pentru fiecare dintre cele două soluții propuse, reabilitare sau demolare, și se va stabili care variantă este mai convenabilă. Ion Lungu este de părere că studiul de fezabilitate poate fi finalizat până la mijlocul lunii viitoare și apoi, în funcție de soluția aleasă, se pot căuta modalități de finanțare, pentru că locatarii nu și-ar permite să suporte costurile, indiferent dacă se va decide consolidarea sau demolarea scării de bloc afectate. Expertiza tehnică a blocului este valabilă timp de 2 ani. Explozia a avut loc într-un apartament de la etajul 2 din cauza unei acumulări de gaze și a afectat două scări de bloc, din care au fost evacuate aproape 30 de familii. Proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia a murit, iar alte persoane au fost rănite. Suflul exploziei a condus la deformarea, ruperea și prăbușirea planșeelor care delimitează locul deflagrației de la etajul 1 și 2, realizate din panouri prefabricate din beton armat. Familiile evacuate au primit ajutoare financiare în valoare de câte 25.000 de lei din bugetul Sucevei pentru plata chiriei și utilităților la locuințe. Știți cum sunt babele alea care întreabă de ce râs, că n-am înțeles nimic. Până la urmă toată ce se întâmplă, blocul va fi dărâmat sau nu? Păi nu, că asta este superbitatea știrii, pentru că și un copil ar fi știut că în urma acelei expertize tehnice rezultau două soluții. Una, îl reabilităm, doi, îl demolăm scara aia. Și studiul a spus că fie așa, fie așa. Deci, practic, e de noaptea minții, știi? Bun, acum nu-i devine primăria, că ea a cerut o expertiză tehnică pentru evaluarea blocului de locuințe 139 de pe strada Rău numărul 4, unde în decembrie anul trecut a avut acea explozie. O explozie care a făcut de nefolosit două scări de bloc. De fapt, una în care
cea mai grav afectată, la care s-a dat soluția asta de fantastică, că fie o demolăm, fie o reabilităm, iar cealaltă care s-a spus că aia poate fi locuită. Deci totuși a spus ceva acest studiu, dar dincolo eu sunt curios să văd ce se va întâmpla când, bun, documentația va fi transmisă către Inspectoratul de Situații de Urgență și Inspecția de Stat de Construcții, bun, aia nu au competențe mai mari decât unii care fac expertize. Absolut corect. Da, clar. Dacă nu, cumva au și comunicare directă. Așa, păi normal, așa ar fi fost să fie și va fi suspus dezbaterii și aprobării propunerea ca din bugetul municipalității să fie finanțat un studiu de fezabilitate care să arate care sunt costurile pentru fiecare dintre două soluții propuse. Păi na, la demolare e destul de simplu, dar nu sunt costuri atât de mari, eventual se reduc dacă turnezi și un film de război acolo, știi, și așa. Că toți suntem lângă Ucraina, se pot face painting. Un film cu slavă Ucraina și cu minunăția acum, soldatului ucrainean care că... învinge pe gustul cel greu. Cum da. E? Bancul ăla cu milițianul, era un banc pe numele Ceaușescu cu milițianul care și-a două pahare de apă. Două pahare pentru apă, unul cu apă, unul gol, pentru că poate e sete. Poate nu este sete. Poate nu este sete. Să aleagă. Da. Ăștia, în loc să-i clarifice pe da, comisia, spus, fie că, comisia fie de rezistență în structuri, să luăm așa, da? Da, da, da. Comisia da. De structuri rezistente sau rezistență în structuri, cum vreți, în loc să-i clarifice, mai, i-au băgat mai tare în ceas. I-a băgat în ceas. Să da, oricum, studiu de fezabilitate urmează. Deci, practic, s-au făcut pași foarte mici. S-a făcut... Te așteptai ca ăștia, ilustri ăștia care au făcut o evaluare a blocului din punct de vedere a structurii de rezistență să fi spus, se poate reabilita sau nu? Nu să spună așa sau așa sau așa. Dar asta știam dinainte, da? Bun, s-ar putea întâmpla ca totuși elementele tehnice, că s-au făcut bănuiesc măsurători, nu s-au luat banii de amoare, așa, să constituie un punct de plecare în realizarea acelui studiu de fezabilitate. De-ar te duci în două variante. Dacă e demolare sau dacă este eu reabilitare. Eu cred că întrebarea a fost adresată greșit. S-a vrem un întâmplat. Studiu de rezistență să știm dacă putem să-l renovăm. Punct. Păi exact. Noi, de fapt, asta ne asta propunem. Vrem. Că de demolată e foarte simplu. Asta o știe orice... orice... fraier, nu? Dar, păi, bun, nu. Acum și la demolare nu poți să demolezi oricum, știi, trebuie. Absolut corect. Dar, se e cu certificat de urbanism și cu autorizație. Da, asta da, știm. Da, bineînțeles. Da. Dar ce să-i faci? Asta este. Oricum, am primit un răspuns la care pe care răspunsul îl aveam și dinainte. Da, asta înainte de a se da banii aia mulți, că nu sunt păi da, nu sunt puțini. Acum să sperăm că totuși informațiile din acest studiu vor putea să fie folosite în mod favorabil de către cel care va face studiul de fezabilitate. De așa ce vei plăti în două variante, nu? Și tare mă tem că acele cheltuieli nu vor fi mici. Și de așteptat să nu fie mici, pentru că o reabilitare structurală întotdeauna costă mult. Da. Păi da, cârpeala întotdeauna e cârpeala, mai scumpă decât lua de la zero, da? Asta, asta de ce specialiștii să nu ne băgăm la naiba, să-i lăsăm, nu? Să-i lăsăm să-și să arate și anume toată splendoarea să ne lumineze. Să-și arate competența. Weekendul trecut, mai precis sâmbătă, la Suceava a venit domnul Ciolacu cu domnul Stănescu. Mai că eu știam de pe la mijlocul săptămânii trecute că Nistor Tătar vrea nu doar să rămână șef la PSD, vrea să Rădăuț, și candideze. Vrea să și candideze, deși eu citisem că e un alt nume. Eu știam de Traian Andronache. Fusese chiar lansat un alt nume. Exact, deci spus așa cu tusurile și trebuie mai ceva decât Charles al treilea. Oricum, era unul din puținii candidați pe care i-a anunțat PSD-ul pentru alegerile locale la municipii, care chiar avea șanse. Mai mare decât Râmbu, nu? Mai mare, nu? Așa, este o glumă, da. A venit Ciolacu și a spus hai să vorbim despre proiecte, că l-avem aici pe ministru Cutare, pe secretarul de stat Cutare, l-avem pe domnul Stănescu aici și aia lângă noi. Da, se pe poate practic... domnii și doamnele primari, nu se casă. Dar de fapt, asta e pentru presă. Da, bineînțeles, de fapt întâlnirea a fost cu ușile închise. Absolut. Așa nu este grav, că până la urmă pe partea de organizare și pe partea de stabilire a unor strategii pentru viitoarea campanie, care, viitoarele campanii electorale, e normal să mai faci astfel de întâlniri, dar tratarea în raport cu mass media, deci cu opinia publică până la urmă, că
informațiile prin mass media ajung la opinia publică, a fost execrabilă. Adică s-a dat un comunicat așa cum dau, de fapt, în ultima vreme constatăm că... Un comunicat prost, fără cuvinte, redundant, da, care și, nu... și care nu spune nimic. Cu o singură poză atașată acolo, frumos, ca să vadă toată lumea că... Pentru poza, era o poză de... La poză de... zic că, dom'le, noi ne întâlnim și lucrăm. Când, și... de fapt, ei dorind să aibă ce? Batista pe țambal, ca să nu fie foarte mult tam-tam, de fapt și de drept, implozia face mai mult decât explozie. Că de fapt, tătar a făcut mai mult rău decât bine. Da, bun, acum vezi că lucrurile, lucrurile au, fost puțin, au fost puțin așa, separate și nu întâmplători. Vineri s-a luat decizia aceea de suspendare a domnului Nistor Tătar. Din alegerile toate funcțiile fuseseră mai devreme. Alegerile au fost în urmă cu vreo două săptămâni. Așa. Eu, și atunci, fusese știrea la... la matinal, da. La Otilia, la Otilia, da. Și spusese, măi, am senzația că omul ăsta și-a făcut singur alegeri, pentru că simplu fapt că nu a venit nici până și la, nu vreau să dau exemple, nu, da, se supere, la ultima comună, nu, să până și la ultima comună, când se fac alegeri unui partid, vine un reprezentat, chiar la am urmărit, fără să vreau, la PSD se fac alegeri în fiecare sfârșit de săptămână, 2, 3, 4, și de fiecare dată participă conducerea județului. Fie că este președintele, fie că ceva, da, vicepreședinți, fie că vin deputații, că au destul de mulți, că care participă. Aici nu, n-a participat nimeni. Nistor Tătar a zis că și el este printre aia 20-30 de vicepreședinți și un consilier județean din tabăra lui. Deci a fost foarte clar pentru mine că de fapt omul și-a făcut singura alegeri și l-a dat cu tifla celor de la județ, uitând un lucru. Uitând lucrul că acela că până la urmă listele de candidaturi pentru următoarea alegeri locale sunt semnate la nivelul de către conducerea organizației județene. Deci scopul lui, visul lui să mai candideze o dată la primărie, n-are cum în aceste condiții să se concretizeze, pentru că a forțat mâna, foarte clar. Bine, și în plus de asta a pus conducerea județeană de partid într-o situație cu totul și cu totul nefericită. Deci tu vii în urmă cu câteva săptămâni și zici, băi, gata, avem candidați mari, frumoși, tari și așa. Îi știm, da, pe unii, la câteva orașe și municipii, îi știm. Da, îi știm. Da. Și nominalizează două puncte. Dar între care Traian Antonache, care, cum spuneam, chiar are șanse la Rădăuți. Opinia mea, poate mă înșel. Dar față de ce acolo, față de Bogdan ăla sau așa, chiar are șanse. El, Nistor Tătar, mă tem că mai are șanse. Dar deci dacă această conducere județeană a partidului a anunțat acel candidat, este aberant ca să se facă peste două săptămâni alegeri în organizație și ăla să nu prinde niciun post, nimica. La vremea respectivă era anunțat ca președinte executiv, după metoda care s-a făcut când s-au adus sânge, așa zis, proaspăt în partid. Hai că la Traian Antonache e sânge proaspăt, la Râmbunul e prea proaspăt sângele, e vechi și îmbâxit. Știi? Dar oricum, le-a dat câte o funcție. Ăla, Râmbu a avut, na, el e om de echipă, a zis, eu sunt un om de echipă, dar trebuie să fiu șeful echipei, nu? E bine, dar li s-a dat câte o funcție ăștia, care au venit practic pe ușa de dos. Din dos nu erau membrii organizației, nu știu cât timp să crească, de la lipitor, de afișe până la așa, nu? Bine. Deci să dai cu tif la conducerii județene în halul ăsta este inacceptabil, motiv pentru care s-a și procedat în consecință, deci el a fost suspendat din toate funcțiile pe care le deține. Sigur că această suspendare, urmând a fi contestată de dumnealui, că sunt convins că dacă joacă el, îi are plăcerea asta. Țin minte că s-a judecat când era la... servicii comunale. Servicii comunale și așa, deci la asta e artist, așa, va face ca el să-și conducă, să-și continue mandatul de consilier local până la alegerile viitoare, dar mă tem că va, nu mă tem, sunt convins că nu va mai apăra pe nicio listă a PSD, mai există și alte partide până la urmă. Deci asta este situația. Într-un fel s-a întâmplat ceea ce bănuiam că se întâmplă. S-o duce la Bogdan Loghin, nu știu eu. Da, sau vine Loghin încoace și că te poți aștepta, nu, că Loghin fusese, dar Loghin nu fusese omul PSD-ului. Fusese omul. Dar acum cine-l mai ia după toate? Se certase cu Tătar încă de pe vremea. Așa, da, acum dispărând Tătar poate se întoarce Loghin, că cine știe, nu? Că ce mi-e... El are aceeași prestație indiferent de ce partid este. Bun, da. Până la urmă, odată este cazul lui, deci, PSD Rădăuți. Asta a fost Rădăuți, care s-a tranșat în prima seară.
A doua zi a venit domnul Ciolacu, maestrul, cel viitorul premier al României, da, și candidat, și posibil candidat la prezidențiale, că așa se vehiculează prin unele locuri. Deci vine, a venit cu tot contra Galiot Manu, cu Paul Stănescu, secretarul general PSD, cu Dragoș Benea, fostul președinte al Consiliului Județean Bacău, actualmente europarlamentar responsabil politic pe zona Moldovei, cu Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului, și cu Alexandru Stoica, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Deci a venit o echipă de prima linie, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Ne place sau nu ne plac personajele, asta e distribuția. Nu poți să faci un film foarte bun cu o distribuție mai puțin bună. Okay, oricât de bun ar fi regizorul sau scenograful. E cam cu greutate maximă. Dar, exact. Ceea ce dovedește că sau organizația din Suceava, în ciuda problemelor ei, că dacă ne ce aminte, scogurile nu au fost grozave, mai ales la locale au fost catastrofale, este tratată cu respect de la nivel central. Bun, acum povestea asta cu proiectele de investiții derulate de primării cu fonduri europene, fonduri guvernamentale, PNRR-uri și alte povești, astea am fumat-o la toate partidele. Când vine fluturi, el le-a făcut pe toate, când vin ăștia, ei le-au făcut pe toate și până la urmă, dacă te uiți, trage o linie, nu s-a făcut mare lucru și era de așteptat totuși să se facă ceva, că societatea merge înainte, nu rămânem locului, că am fi rămas în evul mediu altfel, știi? Așa, și da, îți dai seama ce limbă de lemn, uite, din comunicat. Marcel Ciolacu a afirmat că apreciază foarte mult dorința fiecărui primar de a aduce dezvoltare în comunitatea lui și a exprimat disponibilitatea de a trimite în județ la discuții cu edilii, pe miniștri și pe șefii de agenții pentru a clarifica problemele ridicate. Totodată a spus că PSD nu va accepta comasarea legilor, ceea ce este un semnal foarte bun și, din punctul meu de vedere, corect. Adică ceea ce încearcă PNL-ul își simte că se duce în cap. Știi? Și atunci zice, băi, cum putem să ne salvăm? Păi ne salvăm dacă punem la remorcă parlamentarele cu localele, că primarii vor trage pentru ei, trăgând pentru ei, vor trage și pentru parlamentare. Pentru că realitatea asta este. Altfel nu putem să-i păcălim. Nu putem să-i păcălim. Pentru că ei știu foarte precis că, de fapt, principalele motoare rămân primarii. Da, exact. Dar în sine, de principiu, este o crimă din punct de vedere democratic să amesteci mere cu pere. Absolut corect. Alegeri locale cu alegeri parlamentare. Absolut corect. Și asta, de altfel, și Comisia de la Veneția a spus dintotdeauna lucrul ăsta. Acum da, PNL-ul uită ce spunea. Și la parlamentarele astea, la alte, tot așa, că ei se feresc acum, sau în fine, plâng și când apar Agamiță Dandanache în teritoriu. Da. Păi, Agamiță Dandanache am avut Popescu, și vom avea. Este maestru Popescu? E un Popescu. Da, păi nu, avem mai mulți. PSD, avem chiar unii care sunt mari scule și care sunt doar născuți în acest județ și apar puțin înainte de alegeri. Sau deloc. Sau deloc. Exact. Așa. Și ce mai spune domnul Ciolacu? Ciolacu, cer scuze, citesc rău, asta este. Voi reveni de fiecare dată cu drag și îmi doresc foarte mult să câștigăm la Suceava atât primăria municipiului cât și Consiliul Județean. E un culoar favorabil pentru PSD să se întâmple acest lucru. Da, e un culoar favorabil, într-adevăr. Dar dacă vii cu candidați de 2 lei, vei obține rezultate de 2 lei. Ai 47 de primari tu PSD Suceava, în momentul ăsta în județ, mai puțin decât PNL-ul, repede. Da, mai puțin decât PNL-ul, că să ia 10 care comutaseră la alegerile. Iar șansele să îi piardă pe cei 47 sunt foarte mici. Sunt mici. Sunt mici, dar chiar sunt șanse să câștige din cei. Exact. Pentru poate că, de bine de rău, toată lumea realizează că în viitoarea guvernare, care, din păcate, va fi tot pe o majoritate monstruoasă de asta PSD-PNL, că nu avem opoziție. Sunt DMR nefaultat la București. Sunt DMR, exact. Da. Ai șanse mai mari să ajungi la oala cu sarmale dacă vii dinspre PSD decât dinspre PNL. Da. Adică se poate întâmpla ca mișcarea de data trecută, când trendul era invers. Uh-huh. Când 10 primari de la PSD au trecut la PNL, de a învins PNL-ul aici în județ la alegerile locale și la președinția Consiliului Județean, s-ar putea să se schimbe. Bine, deocamdată e greu să apreciem, mai este timp până la alegeri. E simplu, pentru că se activează butoanele de PNL spre stânga mai mult, iar PSD să rămână cum este. Da, știu, așa este. Ce mai ușor. Acum vom vedea ce se întâmplă. Mă tem însă de un alt lucru.
și asta-s declarații, nu putea să spună că nu vrea să câștige primăria municipiului, ședință de Consiliul Județean. Păi trebuie să fii nebun, să nu zici că... Dar tare mă tem că așa cum s-au dat bara la nivel central, de au crescut numărul de secretari de stat să încapă toți, dar mergând mai departe pe toate structurile, apropo de austeritate, am aflat acum că la o chestie măruntă, la sucursală de transport a energiei electrice de la Bacău, am ajuns la 5 directori, de unde erau priată 1, după aia 3 și acum a ajuns la 5, ca să aibă loc toți de la ambele partide. Și asta se întâmplă la toate astea. Dai seama ce e la București, așa. E bine, deci acolo s-a dat bara, e foarte clar. Da, vreți și al tău, azi că mai facem posturi, mai facem nu știu ce. Acum că au terminat de făcut posturi și gata, austeritate, nu mai facem. Bun, dar mă tem că va exista o discuție în sensul ăsta și la nivel central privind teritoriilor, să zică, bă, în județul ăla ăsta vor fi peneliștii, puneți oameni fără șanse. În județul celălalt sunt pesediștii, puneți oameni, PNL-ul pune oameni fără șanse și toată lumea este fericită. Sigur că punctual anumite, ceea ce s-a și văzut că se întâmplă, anumite interese ale liderilor sunt servite și de ceilalți. Se cheamă așa, e un fel de Macaua cu sau fără 2 și 3. Cam așa. Problema este că astfel de scenarii au fost vehiculate și la precedentele alegeri. Sunt vehiculate foarte tare, de asta mă tem. Pentru că este îngrozitor. În momentul de față, prin cele două partide care au făcut această monstruoasă coaliție, practic au lăsat spectrul politic fără opoziție. Pentru că AUR nu este frecventabil. USR-ul nu mai are vlagă, da? Deci nu mai ai opoziție, da? Dar nici ele nu-și mai au rol, pentru că ea nu se mai poate să zică ciuma roșie. Ăștia la noi nu mai participând cât de cât la guvernarea într-o perioadă, nu o să mai poată să arate cu degetul, voi PNL ați fost de atât timp la guvernare și ați dat cu țara în bălării, știi? Deci, practic, va fi așa o chestie în care cred că vor veni foarte puțin la vot, pentru că n-ai cum să nu fii dezamăgit, știi? Și aici ne aflăm, e trist. Dar, mă rog, să vedem ce se mai întâmplă, pentru că încă de obicei, vezi că de obicei democrația își găsește cursul ei. Înainte când era teama cu partidul unic, când fusese la PR, ăla se spărgea și apăruse APR-ul, apăruse așa, dincolo PDL-ul cu PNL-ul, cu tot. Deci democrația își caută până la urmă făgași și astfel de sisteme care aparent sunt de neînvins, cum e această monstruoasă coaliție PSD-PNL, până la urmă moare pe limba ei, știere pe limba ei. O altă declarație a prezenței, sau după prezența lui Ciolacu la Suceava, a fost cea referitoare la faptul că, citez, mai discutăm despre candidatura PSD la președinția Consiliului Județean. Deci ei n-au stabilit un candidat și au spus cât de curând trebuie să îl stabilim. Lucru foarte corect. Trebuie stabilit. E normal. Mai ales există niște nume vehiculate. Există niște nume vehiculate pe la colțuri. Nici nu putem să le pronunțăm noi că... Poate îi aleg chiar ei, membri în comitet, nu? Dumnezeu știe. Îl impun pe cel care este cel mai sau cea mai... Cel mai, dacă blatul e la nivel central, pe cel mai slab. Dacă nu e blat pe la nivel central, atunci pe la care crezi că ar avea șanse să câștige. Nu este simplu, pentru că și PSD-ul, dacă Flutur și Lungu sunt ultra uzați și deja nu mai au ce spune, se vede foarte clar, sunt îmbătrâniți, sunt așa, din coace nu avem personalități care să atragă voturi, care deja să fie stabile, să zică, băi, ăla este un tip tare. În schimb, știți ce avem și de o parte și de alta? Avem oameni care trag pentru că votul știți prea bine și telespectatorii știu, nu votează nimeni direct președintele Consiliului Județean, ci consilierii județeni aleg în ședința extraordinară. Exact, dar deci nu mai este votul ăla uninominal, adică care ar fi fost mult mai bun și dacă ar fi fost și la primar, dacă ar fost cu două tururi, altfel ar fi arătat toată politica românească. Da. Altfel erau și ei în coaliții sau non-coaliții. Altfel s-ar fi făcut jocul politic. Lucrurile s-ar fi schimbat. Eu cred, din punctul meu de vedere, nici autoritatea electorală permanentă cu domnul Brânză,
Nu mai știu, deja au fost acolo. Domnul Brânză. A, da, că Mutulețul exact, și-a luat-o... Exact, exact. Da. Cu actualul președinte, domnul Brânză a fost membru în CSM, nu? Da, da, PSD, da, 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 da. Nu-i pregătită să facă treaba asta. Deci aici avem următoarea probleme. Vezi că acum iară se discută despre modificarea legilor electorale. Corect. În mod normal, ar fi trebuit să se facă un cod electoral. Un cod electoral, deci un pachet de legi pentru toate cele alegeri, care, că deja avem o experiență de ceva ani în toate, chiar și la europarlamentari, este o anumită experiență, care să reprezinte un cadru precis legat de modul în care se vor desfășura alegerile. Precis și predictibil. Ori acum, dacă ne uităm din urmă, înaintea tuturor alegerilor, în funcție de cum arată majoritatea în Parlament, se produc tot felul de schimbări care, într-un fel sau altul, sunt în favoarea celor care asigură majoritatea. Ba că în birourile electorale de circunscripție sau de secție intră întâi partidele care sunt nu știu cum. După, ba că-s 5, ba că-s 7, ba că-s 9, ba că așa, în funcție de niște interese care sunt până la urmă nu legate de evoluția procesului democratic, ci legate de interesele punctuale ale partidelor care vremelnic asigură majoritatea în Parlament. Și asta este foarte grav. Deci autoritatea electorală permanentă este emanația clasei politice, toți acolo sunt numiți politic și ei sigur că execută ce le spune din spate partidul. Deci ce să ne așteptăm? Da, mergem mai departe. Ultimele 3 minute ale emisiunii, doamnelor și domnilor, urmărim materialul referitor la protestele în educație și ne întoarcem. Federațiile sindicale din educație organizează un marș de protest în București miercuri 10 mai, începând cu ora 11, pornind din Piața Victoriei către Palatul Parlamentului. Peste 200 de angajați din sistemul de învățământ din județul Suceava vor participa la acest marș de protest și vor pleca spre București cu 4 autocare. Gianni Leonte, președintele Alianței Sindicatelor Libere din Învățământ Suceava, a declarat că profesorii și celelalte categorii de personal din școli sunt hotărât să ia atitudine pentru a obține majorările salariale mult dorite, iar numărul mare de participanți la mitingul de miercuri reflectă acest lucru. Sindicaliștii protestează pentru majorarea salariilor personalului din învățământ în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației, plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic, acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, personalului din învățământ, acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii, dar și renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației. În cazul în care solicitările nu vor fi satisfăcute, sindicaliștii au anunțat că următorul pas este declanșarea grevei generale în data de 22 mai. În acest sens, liderii sindicale au lansat un sondaj în rândul angajaților din școli pentru a centraliza răspunsurile și a evalua gradul de sprijin al membrilor de sindicat pentru declanșarea grevei. Pentru a intra în grevă generală, este nevoie de semnăturile a mai mult de jumătate dintre membrii de sindicat. Miercuri, peste 15.000 de sindicaliști din întreaga țară au participat la un marș de protest organizat de 3 federații sindicale din educație. Acțiunea a început în Piața Victoriei și s-a încheiat în fața Palatului Parlamentului. Protestul a fost organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Revendicările sindicaliștilor din educație vizează o serie de probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc, în mod special angajații, personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar. Printre revendicări se numără majorarea salariilor personalului din învățământ, plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic și acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ. Liderii federațiilor sindicale au subliniat că în prezent se află în desfășurare un referendum privind
privind declanșarea grevei generale în educație, începând cu data de 22 mai 2023, dacă problemele lor nu vor fi rezolvate. Sindicatul din educație a demarat protestele încă din luna aprilie, când a pichetat timp de două zile, 25 și 26 aprilie, sediul guvernului. Proteste în educație cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și nu numai, cu profesori și Suceava, au reprezentat vreo 200. Cu toate cele trei federații din învățământ, organizații sindicale. Că astea sunt altele, sunt nesemnificative. 200 de la Suceava. 200 de la Suceava, 15.000 de sindicaliști din educație prezenți la București, este un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă pe care nu știu dacă guvernul este în măsură să-l preia așa cum se cuvine. Problema educației este o problemă care în România nu a găsit rezolvarea corespunzătoare în ultimii 30 de ani. Dacă ne uităm câți miniștri ai educației au fost, câte legi ale educației, câte declarații cu prioritatea educației, România educată, acum mai nou și așa, și ne uităm la modul cum arată sistemul, ne îngrozim. Ne îngrozim pentru că și se vede foarte bine că de aici vine totul, calitatea educației, învățământului, determină mai departe tot, și calitatea specialiștilor, și calitatea clasei politice, și calitatea, capacitatea electoratului de a înțelege ce se întâmplă pe scena politică. Deci un sistem educațional precar, cum este cel din România, conduce la o tragedie națională, la fel ca și sistemul de educație. Deci astea sunt cele două sisteme fără de care o nație nu poate merge înainte. Și România, 30 de ani de rateuri în ambele sisteme. Asta este situația. Bun. Acum, analizând punctual ceea ce solicită personalul sindicaliștii care au protestat, 15.000 de oameni nu este puțin, înclin să le dau punctual cam în toate cele ridicate dreptate. E vorba de faptul că acest, spre deosebire de alte segmente de la bugetari, alinierea salariilor a rămas în urmă la personalul din învățământ și îndeoseb la personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Bun, pe lângă chestiunea asta este vorba de ceea ce solicită ei, e perfect normal, pentru că în momentul de față, cu salariile care există și care sunt mult mai mici decât în sănătate sau în alte domenii, nu mai vorbesc de domeniile de forță, unde acolo sunt alte salarii. Deci cei din educație sunt clar dezavantajați și e normal să-și ceară drepturile, pentru că ei prin această subfinanțare ei au pierdut mult din statutul social pe care dascălul, pe care îl avea și ar trebui să-l aibă într-o societate normală. Asta este realitatea. Că pe acest fond adresabilitatea pentru acest segment, deci pentru a deveni învățător sau profesor sau așa, a scăzut implicit și calitatea acestora. E o realitate tristă, dar rezolvarea se poate face doar prin finanțarea sistemului și pe partea de salarii, clar, dar și pe ceea ce se susține aici, pe creșterea anuală a investițiilor în învățământ. Noi avem lege cu, 6% și nu a fost niciodată mai mult de 3. Niciodată nu a fost respectată, deci, treaba. Deci asta este situația. Oamenii ăștia au dreptate, au tras un semnal de alarmă, cum spuneam, reprezentată Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație, Spicul HR și Federația Națională Sindicală Alma Mater, deci absolut toate cele trei organizații sindicale semnificative, nu știu în ce măsură va fi un ecou. De ce? Pentru că ai văzut că din nefericire s-a întâmplat o chestie cumplită, că această demonstrație de forță, dacă vrei, a celor din educație, a căzut în penumbră, în plan secund, datorită nebuniei din Parlament cu acele chestii care parcă aduc aminte de mineria. Un moment. Știrea, din punct de vedere jurnalistic, povestea e așa. Știrea este nu când câinele mușcă un om,
Da, da, și da. Când omul mușcă un câine. Un câine. Așa este. Adică așa povestea este. Asta da, cu, da, vai da, de mine, da. Proteste, vai de mine, profesor, vai de mine, ăștia nu știu să lucreze pe salariul minim pe economie, cum e în privat. Da. Pe de altă parte. Pe de altă parte. Primul este cel referitor la faptul că s-au dus aia cu gloanțe goale, s-au dus aia cu... Da, da, da. Voi nu știți că domnișoara nu i-am adus... Domnișoara aia de 22 de ani cu gloanțe în desuri, care a intrat primite, în parlament. Primite cadou. Cadou și i-a, i-a pus în, în țățarnic. Nu i-a știu pus? Unde i-a pus. I-a pus. L-altul spune, nu știu cum, spunea că și încă nu au venit aia care trebuia să aibă cuțite la ei. Da, ce deci nu, deci de, apoape de Guinea Bissau. Sălbatici. Nu, dar cumva este o situație care aduce aminte de anii 90. Înăuntru, în Palatul Parlamentului, da, da, haosul ăla a intrat. Șoacă da. Cu... Asta, Orban a fost cuipat... Nu, deci incalificabil. Incalificabil. Bruscat. Și atunci, sigur că presa a reflectat mai mult asta, dar asta a venit exact să diminueze impactul pe care acești oameni, acești 15.000 de oameni din educație, care au venit și s-au manifestat civilizat. Cu ce? Cu IQ-uri diferite? Două proteste cu IQ-uri diferite? IQ-uri semnificativ diferite. Dar, bun, acum... Ei au venit și au spus o chestie în care eu nu cred, că au, de când sunt federațiile sindicale, anunță declanșarea unei greve generale în educație, începând cu sfârșitul lunii mai, deci în momentul când doare, când trebuie să se organizeze cele două examene importante. Dar deja, asta deja e o chestie fumată. Știu asta din 96. Din 96 se tot întâmplă, niciodată n-au avut forța chiar să o pună în practică. S-a întâmplat odată, parcă cu câteva zile, în care parțial, chiar da. N-au venit. Da. A fost parțial și oricum era perioada în care aveau același salariu cu cei din privat. Și erau, vezi, doamne, mările lor super ofuscate. Da. După aia a tot crescut. Da, vorbim de vacanțe și de nu numai. Da. Ori tot fel de vouchere și alte povești. Și mai mult de atât, cam nimic nu s-a întâmplat. Ama, știți cum e? Sindicatul asta trebuie să facă până la urmă. Sindicatul are rolul lui. Acum sunt curios să văd care va fi rezultatul acelui referendum pe care cele trei sindicate din învățământ l-au lansat în rândul membrilor, care vor trebui să se pronunțe dacă sunt sau nu pentru greve. Declanșarea grevei generale. Da, da. Păi nu ar să fie, pentru că nu se redea salarii. Unii se vor gândi că pe perioada grevei vor câștiga un ban în plus, că vor fi prin comisiile alea așa. Și... Uh-huh. Deci da. Uite, ia uite mă frate, eu mă duc să reclam și devin suspect. Da. Așa și ăștia. Noi vrem salarii mai mare, declanșăm greva generală și dintr-o dată se trezesc salarii mai mici. Deci da. Când? Înainte de vacanța de vară. Deci nu le dă obraz. Da, asta este. Bun. Oricum vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. Există, legat de ce spus, există acel semnal de alarmă al radicalizării a unei pături din societate și mă refer la povestea aia cu că acolo sunt două lucruri diferite. Una este aurul, cealaltă este sosul lui Madame Șoșoacă. Da, da, care... Da, bun, ăștia, de fapt, ăstea sunt niște ieșiri care sper eu să nu fie periculoase. Nu sperați, pentru... sigur, da. Sunt punctuale și atât. Sunt punctuale și, deci, modalitățile de exprimare sunt de așa natură încât nu pot să polarizeze decât un număr infim din popor. S-ar putea la vot să fie ceva surprize, dar asta nu pentru că o să-i voteze mult pe ei, că ăia care s-ai lor așa sunt, inclusiv că diasporezii au devenit în mare măsură consumatori de astfel de politică, cât datorită faptului că celelalte partide nu vor reuși să-și aducă votanții în afara votanților captivi, votanții tradițional ai lor cât de cât, pentru că sunt scârbiți de ceea ce se întâmplă. Deci asta se poate întâmpla, dar pericolul sper că nu există, în sine însă este, te strânge în spate, că se poate întâmpla ceva într-o Românie integrată în Uniunea Europeană, într-o Românie la 30 de ani de la pășirea spre democrație, mai poți să ai astfel de ieșiri, astfel de manifestări, care, cum spuneam, aduc aminte de anii 90.
Mulțumesc foarte mult. Referitor la acest subiect, domnule Danubian, nu recomand telespectatorilor și nouă, dacă mai avem timp, să urmărim editorialul lui Cristian Tudor Popescu la radioul pe care îl frecventează și cu care colaborează, o rețea națională de radio, internațională de radio. Domnia sa are un editorial absolut genial referitor strict la acest subiect, greva profesorilor și ceea ce s-a întâmplat cu între jandarmi și cei de la AUR în fața Palatului Parlamentului. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc și telespectatorilor că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, toate bune!